Mâine încep zilele memorialului Gherla. Evenimentele vor fi deschise cu vernisarea unei expoziții de grafică și lansarea albumului Chipuri ale Sfințeniei. Zilele Memorialului Gherla, eveniment dedicat mărturisitorilor din temnițele comuniste, ajuns la cea de-a de ediție, se va desfășura în perioada 6-9 martie. Sâmbătă, în ziua de pomenire a Sfinților 40 de Mucenici din Sevastia, Armeniei, dar și ziua foștilor deținuți politice anticomuniști din România, la memorial, Sfânta Liturghie va fi oficiată de înalt preasfințitul părinte Andrei, Mitropolitul Clujului Maramureșului și Sălajului. Ca în fiecare an, organizăm un șir de evenimente în cinstea hramului nostru. Anul acesta este vorba de a șaptea ediție a zilelor Memorialului Gherla, care o să înceapă miercuri, pe 6 martie, de la ora 18, la muzeul nostru memorial, unde vom inaugura o expoziție de grafică semnată de artista botoșaneană Aida Schuster-Boțan, intitulată Chipuri ale Sfințeniei cu figurile marilor mărturisitori și părinți duhovnicești români din secolul 20. Va prezenta expoziția Părintele Ioan Pintea, director al Bibliotecii Județene George Coșbuc din Bistrița, Năsăud. Programul continuă vineri, tot la memorialul Gherla, tot de la ora 18, cu o conferință ținută de cunoscutul scriitor elvețian Klaus Kenneth, convertit la ortodoxie prin influența părintelui acum sfânt Sofronie Saharov. Întreg șirul de evenimente culminează sâmbătă de Sfinții 40 de Mucenici, și ziua foștilor deținuți politici anticomuniști din România, cu sfânta liturghie arhierească slujită în sobor de preoți care îl va avea în frunte până al preasfințitul arhiepiscop și mitropolit Andrei al Clujului. După slujbă în cimitirul deținuților va fi organizat parastas de comemorare, cu atât mai mult cu cât anul acesta este și sărbătoarea morților, să spunem, moșii de iarnă, Sâmbătă. Iar după parastas, brigada de jandarmerie mobilă din Cluj-Napoca va organiza o gardă de onoare în cinstea celor care sunt îngropați în cimitirul nostru și care au suferit la gherla în perioada comunistă. Și vă așteptăm pe toți cu mult drag la fiecare din aceste evenimente. Memorialul Gherla este un proiect de cercetare, comunicare, educație și promovare a memoriei detenției politice de la Gherla din perioada comunistă, dar și a victimelor represiunii comuniste din întreaga țară. Ansamblul va fi partea Mănăstirii Sfinții 40 de Mucenici, construită pe dealul cărămidăriei din Gherla, cimitir anonim cu gropi comune unde au fost aruncați cei care au murit în penitenciar. Mănăstirea Memorial va cuprinde o capelă, un spațiu expozițional, o bibliotecă tematică și o sală de conferințe.